Dacă astăzi cineva s-ar întreba ce este un cavaler, probabil că cel mai rapid răspuns posibil ar fi acel bărbat care știe să se poarte cu doamnele. În adevăr, cavalerii sunt personaje istorice care au apărut de foarte multă vreme. Primii cavaleri au fost cei ai epocii romane și astăzi probabil că cineva ar ridica mirat din sprâncene dacă ar auzi acest fapt. De la acel cavaler de epoca romană până la cel de Evul Mediu este o cale destul de lungă pe care România n-a parcurs-o. În România, cavalerii s-au întors după multe secole de când dispăruseră cei romani. Dacă însă ar fi să întrebăm oare același teritoriu despre care vorbim astăzi a fost el călcat și călătorit de cavaleri, la fel cum s-a întâmplat în țara Sidului, atunci cu siguranță răspunsul ar fi afirmativ. Este adevărat, cavalerii noștri au fost mai anonimi decât cei din țările de referință. Dar este suficient să ne amintim, de pildă, de străluminarea lui Nicolae Iorga, care inițial crezuse într-o țară de țărani, care popula întregul Ev Mediu românesc. Și de la el, Eminescu ne-a creat acea superbă, dar nedreaptă imagine a lui Mircea cel Bătrân, un bătrân atât de simplu după vorbă și port. Este suficient ca cineva să-i privească monedele lui Mircea cel Bătrân și să constate că același domnitor era îmbrăcat în armură completă de sus până jos. Cavalerii aceștia au călătorit și au populat teritoriul nostru și nu se pot despărți de un decor cu care ne întâlnim astăzi cotidian aproape în fiecare colțișor de același teritoriu, anume cetățile. Cetățile s-au născut odată cu cavalerii și probabil se poate spune că aproape au murit odată cu ei. Povestea noastră începe acolo unde Dunărea se află față în față cu marea, pe una dintre culmile străjuite de lacurile Babadag și Razim, unde se afla fascinanta cetate Enisala. Denumirea provine din limba turcă și înseamnă sat nou. Fortăreața medievală, construită se pare în secolul al XIII-lea, este și una dintre cele mai spectaculoase construcții medievale. Cu ziduri de peste 10 metri înălțime și groase de 2, cetatea a fost construită în scop militar, defensiv și de supraveghere a drumurilor de pe apă și de pe uscat de către negustorii genovezi. Negustorii aceștia genovezi erau singurii care aveau capacitatea financiară în acea perioadă să angajeze meșteri să ridice o astfel de fortificație. Ce se știe sigur este că în anul 1396 Mircea cel Bătrân cucerește Dobrogea și cetatea Enisala. Câțiva ani mai târziu, în urma luptelor purtate cu armata otomană, aceasta cade în mâna turcilor. În jurul anului 1484, turcii înaintează dincolo de gurile Dunării până la cetatea Albă și Chilia, iar Enisala începe să-și piardă din importanță. Turcii se pare acordă o mai mare atenție unei așezări din apropiere și fortificării acesteia, e vorba de Babadag, și cetatea de la Enisala este părăsită. În același timp, încet încet, aluviunile cărate de Dunăre și acțiunea mării au dus la crearea unui cordon de nisip care a închis complet zona.
A urmat prăbușirea economică și finalul existenței acestei cetăți, pentru că nu se mai putea face navigație. Turistul poate avea o priveliște impresionantă către zona lacului Razelm, zona lacului Babadag, Gura Portiței, insula Bisericuța, zone care n-au suferit mari schimbări față de perioada medievală. Azi au rămas doar ruinele impunătoare ale cetății, legendele ce o înconjoară, peștera din apropiere, dar și 400 de morminte dacice, iar magia locului continuă să se perpetueze de-a lungul secolelor în eternitate. Drumul cavalerului călător, în căutarea cetăților încărcate de istorii și amintiri, fuge în continuare pe malul Dunării până la Giurgiu. Aici găsim povestea unei cetăți medievale veche de mai bine de 600 de ani. Se afla pe o insulă și așa este cunoscută în literatura de specialitate. A fost ridicată de marele voievod Mircea cel Bătrân, probabil pe fundația unui turn bizantin din vremea Comnenilor. Cetatea de pe insula Giurgiului a fost de-a lungul timpului un important nod militar, râvnit rând pe rând de multe armate ale Europei. În vechea cetate, construită de Mircea cel Bătrân, au poposit de-a lungul timpului personaje importante, cum ar fi regele Carol al XII-lea al Suediei sau mareșalul rus Kutuzov, învingătorul lui Napoleon în campania din Rusia. Această cetate a fost pierdută de români la sfârșitul domniei lui Mircea și a rămas în stăpânire otomană mai bine de 4 secole. Giurgiu a fost unul dintre cele mai disputate puncte de graniță ale țării românești. Istoria consemnează peste 20 de asedii de cucerire sau recucerire a cetății. Din când în când, voievozi curajoși precum Vlad Dracu, Vlad Țepeș sau Mihai Viteazu recuceresc cetatea de pe insulă, dar doar pentru scurtă vreme. Urmele rămase denotă că ne aflăm în fața unui sit de o bogăție excepțională pe care geniul lui Ion Barbu, alias Dan Barbilian, cetățean al orașului nostru, l-a tradus în comparația cu Isarlâcul, unde Schliemann a descoperit Antica Troie. Distrugerea iremediabilă a cetății a venit nu în urma vreunui război, ci în urma unui decret dat în 1830 de către generalul rus Kiselev, prin care aproba folosirea cărămizilor cetății pentru consolidarea solului și construirea caselor din viitorul oraș. Așa că azi, multe case din Giurgiu poartă în zidurile lor cărămizile încărcate de istorie ale cetății din Giurgiu. Mergem mai la stânga țării românești, sus pe vârful dealului Grădeț, de unde era supravegheat drumul străvec ce ducea la Dunăre. Aici se află ruinele unei cetăți descoperită la 1869 de Cezar Boliac. Există mai multe ipoteze privind începuturile cetății, care sunt atribuite fie unui potențat local, fie primului ban de Severin, pe nume Luca, sau voievozilor țării românești, care la sfârșitul secolului al XIV-lea ar fi deținut banatul de Severin. Cert este un document din 24 februarie 1430, emis de banul de Severin, care pomenește fortificația ca fiind dezafectată. Grădețul a fost construit din bolovani de șist sparți neregulat, iar poarta cetății era încadrată de ziduri groase de 3 metri. În dicționarul geografic din 1894, Grădeț, denumită Zidina Dacilor, este prezentată ca fiind un castru roman.
Mai sus, către județul Caraș-Severin, tocmai la Mehadia, găsim urmele unei cetăți vechi cu o poveste încălcită. Ea s-a înălțat pe temelia unui vechi castru roman. În vremea romanilor, Mehadia era numită Ad Mediani. Cel mai probabil, cetatea Mehadia a fost ridicată între anii 1263-1270 de către familia nobiliară Gutkeled. De-a lungul vremii, cetatea a mai fost stăpânită de cneji români sau chiar de cavaleri teutoni. În 1523, cetatea Mehadiei a fost cucerită de armata otomană. Două veacuri mai târziu, în 1738, cetatea își află sfârșitul în urma unor lupte cumplite. De la Mehadia, drumul cavalerului nostru urcă spre ținutul Argeșului, în vârf de munte, tocmai la cetatea Poenari, despre care se spune că ar fi fost construită sub domnia lui Vlad Țepeș. Prima mențiune a cetății Poenari, din 1453, se regăsește în documentele domnitorilor munteni, cronicarii vremii numind-o una dintre mândriile țării lor. Ca să ajungi între zidurile cetății Aprigului Voievod, trebuie să urci 1480 de trepte. Despre cetate curg legende peste legende, dar letopisețul cantacuzinesc vorbește despre o răzbunare a lui Vlad Țepeș pe boierii Târgoviștei pentru uciderea fratelui său. Documentul spune că i-a tras pe toți în țeapă jur împrejurul zidurilor cetății să-i vadă lumea de la depărtare. Câți au fost mari, pretoți i-au înțepat de au ocolit cu ei târgul, iar câți au fost tineri cu nevestele lor și cu fete mari, așa cum au fost împodobiți în ziua Paștilor, pretoți i-au dus la Poenari, de-au lucrat la cetate până s-au spart toate hainele după ei, de-au rămas toți dezvăscuți în piele goale. Aflată la 860 de metri înălțime, la doar 4 km de barajul Vidraru, cetatea Poenari este una dintre cele mai spectaculoase cetăți ale țării românești, în jurul căreia există o mare încărcătură de legende. De astădată, drumul cavalerului călător îi poartă pașii până în centrul României. Ajunși la Saschiz, ne confruntăm deja cu un prim mister. Spre deosebire de alte cetăți ridicate de obicei în centrul așezărilor, cetatea țărănească Saschiz a fost construită la aproximativ 2 km departare de Saschiz. Cu toate acestea, motivul acestei ciudățenii este cât se poate de practic. Cetatea urma să protejeze de invazii nu doar așezarea cu pricina, ci și încă alte 6 comune alăturate care ajutaseră la ridicarea ei. Lucrările de construcție a cetății Saschiz au fost începute pe la 1347. Zidurile de apărare erau puternice și înălțate până la 7-9 metri, cu 4 turnuri de colț și 2 turnuri de poartă, toate cu rol de supraveghere și apărare. În incinta fortificației se află și o fântână cu o adâncime impresionantă de aproximativ 65 de metri. Gurile bătrânilor spun că fundul fântânii ar fi comunicat cu un tunel secret care ducea până în mijlocul comunei. Există și o legendă a acestor ruine care ar fi aparținut de fapt cetății uriașilor din Saschiz.
Acești uriași, care se retrăseseră pe dealul de deasupra localității, nu suportau vocile oamenilor și dacă auzeau vreun zgomot, ieșeau din cetate și coborau în sat să se răzbune pe localnici. Ajuns până aici, merită să admiri și biserica Saschiz, la fel de veche și de plină de istorie ca și cetatea ce-i domină orizontul. Plecat de la Saschiz, drumul nostru merge mai departe către județul Hunedoara, tocmai la Mălăiești, un sat ce ține de Sălașul de Sus. Aici, pe o culme mică, un pic abruptă, cu sute de ani în urmă, a existat un cnezat, a cărui reședință a fost cetatea Mălăiești, construită pe la sfârșitul anilor 1300. Cnejii din Sălașul de Sus au construit aici o mică minunăție arhitecturală. Mai întâi au ridicat un turn donjon, apoi zidurile de apărare cu alte patru turnuri. Azi se mai păstrează aproape integral donjonul, adică locuința vechilor cneji, cavaleri de acum 600 de ani ai acestor ținuturi. Dacă comparăm Șoimoșul cu Șiria, evident că avem o ușoară deziluzie. Pentru că doar în dreptul Șiriei ne putem da seama cu adevărat ce forță distructivă poate avea praful de pușcă atunci când este pus în operă. Atestat documentar pentru prima dată în anul 1169, satul Șiria se prezintă la mijlocul secolului al XIV-lea drept reședință de cnezat. Acolo, pe un deal, se găsesc și astăzi ruine ce amintesc de măreția unei cetăți feudale. Cetatea Șiria este pomenită pentru prima oară într-un document oficial în anul 1318. De-a lungul vremii, rând pe rând, cetatea este succesiv deținută de regalitatea maghiară, despotul sârb Gheorghe Brancovici, de Iancu de Hunedoara sau de familia Batorii. Curtina exterioară a cetății de la Șiria este mai bine păstrată. Ea este mai nouă însă și ascunde, printre altele, și o parte din pivnițele unor depozite care, pentru cei cu fantezie foarte stimulată, pot să devină niște guri de tunel care se conducă undeva în distanțe nemăsurate, în locuri neprecizate sau la pivnițe cu vin făcut marmeladă sau comori găsite totdeauna de către altcineva. În a doua jumătate a secolului al XV-lea, cetatea este deținută de Matei Corvin, iar în anul 1514, cetatea este ocupată și devastată de cetele țărănești ale lui Gheorghe Doja. Spre mijlocul secolului al XVI-lea, ea cade sub stăpânirea otomană. Eliberată doar pentru câțiva ani, fortăreața găzduiește garnizoana lui Mihai Viteazul. După câteva noi asedii, cetatea ajunge din nou în mâinile otomanilor și rămâne ocupată până în anul 1693. În anul 1784, în urma răscoalei condusă de Horia, Cloșca și Crișan, trupele habsburgice distrug Șiria cu lovituri de tun. Cetatea de la Șoimoș are încă îngropată în pământ superba ei capelă. A fost dezgropată la un moment dat, la sfârșitul secolului al XIX-lea, și pentru a o conserva mai bine, cei care au dezgropat-o au și îngropat-o la loc.
Ajuns la Șoimoș, o cetate aflată în județul Arad, nu poți să nu te gândești la legenda acestor locuri. Se spune că ar fi fost trei surori care ar fi construit cetățile Șoimoș, Șiria și Dezna. Cele trei surori s-ar fi întâlnit la Șiria. Dacă mă ajută bunul Dumnezeu, cetatea mea va fi gata mâine, a spus prima dintre ele. A doua a vrut ca cetatea ei să fie gata tot într-o singură zi, iar cea de-a treia a exclamat sfidător: chiar dacă nu mă ajută bunul Dumnezeu, cetatea mea va fi gata mâine. Dumnezeu s-ar fi supărat pe cele trei surori și mai ales pe îndrăzneala celei ce l-a sfidat. După ce meșterii terminară construcția celor trei cetăți, acestea s-au prăbușit. Surorile s-au preschimbat în trei șerpi albi, fiecare purtând câte o coroană de aur pe cap și ținând câte o cheie de aur în gură. Astfel apar în fiecare an așteptând deliberatorul care să le ia coroanele și cheile, după care ele se vor transforma în trei fecioare, iar cetățile vor reapare în toată splendoarea lor. În aceeași cetate a existat un lucru rar pe care astăzi îl vedem încă, de pildă la cetatea rezidența papilor din Avignon, un turn bucătărie. În realitate, Șoimoș a fost construită pe la sfârșitul secolului al XIII-lea de către o familie nobiliară. În timp, a devenit un important punct militar și politic, iar după anul 1315 ajunge cetate regală. Rând pe rând a fost stăpânită de mai mulți nobili ai vremii, ca Ioan de Hunedoara, Ioan Corvin sau Gheorghe de Brandenburg. În timpul răscoalei lui Gheorghe Doja, oștile țărănești ocupă cetatea Șoimoș doar după ce garnizoana, formată din 12 oșteni, decide să se alăture răsculaților. Este definitiv părăsită în 1788, rămânând populată doar de fantomele legendelor și de mistere de tot felul. Litenii sau cetatea Lita este astăzi una dintre cele mai vizibile cetăți ale județului Cluj. Cel care încearcă să îi descifreze din ruine va găsi o parte din fostul palat pe care un vicevoievod al Transilvaniei de la începutul secolului al XVI-lea îl refăcuse, instalând acolo pe un încadrament blazonul său. La 30 de kilometri de orașul Cluj ne așteaptă istoria nespusă a cetății Liteni. Atestată documentar din anul 1342 sub numele Castrum Leta, cetatea a avut un trecut foarte zbuciumat. Rolul ei principal era acela de a controla drumul aurului de pe Valea Ierii și micii săi afluenți. În anul 1405, împăratul Sigismund de Luxemburg a dăruit cetatea orașului Cluj. După moartea împăratului, cetatea a trecut succesiv de-a lungul a vreo 150 de ani prin mâinile mai multor proprietari. În anul 1562, în urma unui asediu condus de către Ștefan Batori, cetatea Liteni a fost grav avariată ca urmare a exploziei magaziilor de pulbere din subteranele cetății. Nu se știe precis data și cauzele abandonării definitive a cetății, dar la 1773, pe harta Iosefina a Transilvaniei, deși nelocuită, cetatea apare sub numele de Vechiul Castel. Cetatea Bologa este una dintre cetățile care și-a început și ea istoria la începutul secolului al XIV-lea cu niște asedii foarte interesante care au angrenat armata regală împotriva unor potentați locali. După care, multă vreme a rămas în mâini regale. Povestea noastră merge mai departe, tocmai la cetatea Bologa, despre care se spune că ar fi fost ridicată la sfârșitul secolului al XIII-lea. Așezată în apropierea unui vechi castru roman, fortăreața Bologa a fost atestată documentar pe la 1319 și a fost donată în 1399 de împăratul Sigismund de Luxemburg, împreună cu castelul Bran, lui Mircea cel Bătrân. Thank you.
Ceea ce este remarcabil la această cetate este în primul rând turnul ei locuință. Este o bijuterie arhitectonică foarte veche. Este unul dintre cele mai vechi donjoane care ni se păstrează pe teritoriul Transilvaniei. În forma lui cilindrică, până la un punct asemănătoare cu un butoi, care își păstrează până astăzi maestatea. Devenită punct strategic pe drumul spre Oradea, fortăreața a servit drept refugiu pentru populația locală în momentele de restriște, rezistând asalturilor armatelor otomane. Până la urmă, după ce Transilvania ajunge sub ocupație austriacă, Bologa este parțial distrusă de către ostașii Habsburgi. Astăzi mai vedem încă în picioare turnul în care poți urca pe o scară îngustă de piatră, precum și o mare parte din zidurile de apărare rămase ca o amintire a cetății de odinioară. Misterele cetăților răspândite pe întreg teritoriul României ne duc în locuri în care vom descoperi doar urme ale unor vechi cetăți. Dar poveștile și istoria lor rămân fabuloase. În județul Hunedoara, pe un deal deasupra satului Ardeu, găsim vestigiile unei vechi cetăți dacice, despre care specialiștii spun că este echivalentul mai cunoscutelor cetăți din Munții Orăștie. Se presupune că dacii au înălțat fortificația de la Ardeu din nevoia de a controla accesul către exploatările de aur din munți. Arheologii au găsit urmele zidurilor, a turnului locuință, a caselor și atelierele meșterilor. Locul, de o frumusețe magică, ascunde comori, istorii și mistere care le regăsim undeva cu 2000 de ani în urmă. O legendă a locului vorbește despre o comoară uriașă sub forma unei căruțe cu boi, toată din aur, plină cu monede tot din aur, ascunsă într-o peșteră din împrejurimile cetății. Comoara era păzită de niște uriași care au zidit peștera, așa că acum nimeni nu mai știe care este locul unde au fost ascunse bogățiile. Povestea cavalerului călător se întoarce la Cluj, în căutarea cetății Unguraș, în mijlocul unui peisaj fabulos. Cetatea Unguraș a fost ridicată după marea invazie a mongolilor și apare menționată documentar în 1291. Rolul fortificației era de a apăra minele de sare de la Dej și Nireș. Unguraș a aparținut mult timp voievozilor Transilvaniei, iar pentru că aceștia erau reprezentanții regilor, a fost considerată cetate regească. Numele ei maghiar, Balvanioș, semnifică locul idolilor. Cu timpul, Unguraș a intrat în stăpânirea episcopilor Oradiei. Spre sfârșitul domniei regelui Matei Corvin, cetatea a fost dăruită alături de Ciceu lui Ștefan cel Mare. În 1536 este confiscată și dăruită făgărășanului Ștefan Mailat, iar apoi este cumpărată de Gheorghe Martinuzzi, un episcop de Oradea și tezaurar al Transilvaniei, care dă ordin să fie demolată. Rămășițele sunt folosite la construcția cetății Gherla, zisă Noul Balvanioș. Despre cetatea Valcăului se pot spune la fel de multe istorii scurte ca și în dreptul altor cetăți. Și ea a trăit un moment de zbucium atunci când a intrat în istorie, fiind asediată de numai puțin de două ori la începutul secolului al XIV-lea și castelanii cetății au dat dovadă de bravadă, obținând din acest motiv recompensa regilor pe care i-au servit. Drumul ne poartă spre cetatea Valcău, într-un loc numit sub cetate. În urma unor invazii tătare devastatoare și a creșterii amenințării dinspre Imperiul Otoman, regalitatea maghiară a ridicat un sistem de fortificații în Transilvania, sistem care se extindea și în partea de sud-vest a actualului județ Sălaj. Din acest sistem făcea parte și cetatea Valcău, construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea.
În anul 1655, pe când Transilvania era sub stăpânire otomană, Hamza Pașa, aflat în cetatea Oradiei, trimite 500 de spahii care atacă și cuceresc cetatea Valcău. O devastează și o lasă în părăsire. O scurtă perioadă de renaștere părea că va începe pentru ea în clipa în care Bihorul a fost cucerit de către turci. Aceasta se întâmpla la mijlocul secolului al XVII-lea și atunci autoritățile ardelene au luat în calcul ideea de a o transforma într-o cetate bază pentru apărarea graniței. Pe la 1716 se încearcă refacerea cetății, dar fără niciun rezultat. În realitate, anul 1665 reprezintă punctul terminus al istoriei cetății Valcăului. Cetatea Chioarului s-a născut într-un punct strategic al drumului de legătură dintre Voievodatul Transilvaniei și Maramureș. La sfârșitul secolului al XIV-lea, după ce multă vreme fusese o cetate regală, a încăput pe mâinile familiei Dracfi. Ajuns pe tărâmul Maramureșului de Sud, descoperim urmele celei ce a fost pentru mult timp fastuoasa și impresionanta cetate a Chioarului. Unicul turn rămas în picioare, parcă încearcă și astăzi să ne spună legenda lui Pintea Haiducul. Atestată documentar la 1319 ca cetate de pază, Chioarul sau Cetatea de Piatră a fost multă vreme în administrarea voievozilor români din Maramureș. Rolul cetății era, pe de o parte, de a controla principalul drum de acces din Transilvania către Maramureș, iar pe de alta, de a controla minele de aur și argint din apropiere. Pe la jumătatea secolului al XVI-lea, cetatea trece din mâinile principilor ardeleni în stăpânirea celor Habsburgi. Odată cu retragerea Habsburgilor, principii ardeleni folosesc cetatea ca temniță pentru adversarii politici. Aici a fost închis și domnitorul țării românești, Petru Cercel. În 1599, pentru o foarte scurtă vreme, Mihai Viteazu ia în stăpânire Chioarul, iar 120 de ani mai târziu, în 1718, cetatea este dărâmată cu lovituri de tun de către autoritățile nobiliare austriece. În afara poveștii lui Pintea Haiducul, Chioarul ascunde alte două legende. Se vorbește despre o intrare secretă cu un tunel ascuns ce trecea chiar pe sub zidurile înalte de piatră, sau despre o fântână aflată pe drumul spre cetate. Pentru că nu seca niciodată și era foarte adâncă, oamenii au numit-o Fântâna fără fund. Cel ce pătrunde vreodată în țara Hațegul este inevitabil să nu audă sau să nu ajungă în apropierea cetății Colți. Ne continuăm povestea pe drumul Hațegului spre Parcul Retezat. Ajungem la Râul de Mori, satul care adăpostește cetatea Colț, mult mai cunoscută sub numele de Castelul din Carpați. Acesta este titlul cărții pe care Jules Verne a scris-o aflat sub impresia locurilor și a legendelor întâlnite în această zonă. Cetatea a fost ridicată în secolul XIV de către un cneaz român pe nume Cândea. Numele acesta este numele românesc cel mai vechi al vreunei cetăți din tot teritoriul. Așa, sub acest nume, ea este pomenită de la începutul secolului al XVI-lea. Dovadă că și stăpânii ei au fost români, respectiv nobili din familia Cândea din Râul de Mor, deveniți ulterior, prin maghiarizare, o celebră familie cu performanțe culturale maghiare, Kendefi. Cetatea Colț a fost abandonată imediat după 1700. Astăzi, ruinele cetății Colț rămân martorele mute ale unei misterioase și vechi povești de dragoste. Cunoscătorii operei lui Jules Verne au ajuns la concluzia că, prin 1862, scriitorul a ajuns prin locurile acestea ale țării Hațegului, însoțit de o femeie frumoasă pe nume Luiza.
Se presupune că ultima mare iubire a lui Jules Verne s-ar fi desfășurat în camerele castelului din Carpați. Din păcate, cei doi nu au rămas împreună. Luiza a fost nevoită să se căsătorească până la urmă cu altcineva și a plecat cu întreaga familie la București. Povestea castelului are cumva un final. În 1944, într-o familie din București, într-un scrin, sunt găsite câteva scrisori, de la Jules Verne către Luiza, epistole de dragoste pe care prea frumoasa femeie le-a lăsat moștenire nepoatelor ei. Drumul cavalerului călător, aflat într-o permanentă căutare și redescoperire a istoriei, trece prin orașul Ineu, locul de unde ne continuăm povestea. În documentele vremii, Ineu apare consemnată pentru prima oară în anul 1472. În 1566, fortăreața este cucerită de către oștirile otomane, dar în 1595 și de către Mihai Viteazu, în urma victoriei de la Schellenberg. Cetatea actuală a fost restaurată între 1645 și 1652 de către magnatul Gabriel Haller în vremea principilor maghiari Rákóczi. Dar câțiva ani mai târziu, în 1658, este din nou ocupată de turci. Trupele imperiale austriece o eliberează spre sfârșitul secolului al XVII-lea. Un secol mai târziu, cetatea Ineu este părăsită și lăsată în paragină pentru o altă sută de ani. Este restaurată în 1870, dar apoi este părăsită pentru a doua oară, de data aceasta definitiv. Pe la 1660, un călător pe nume Evlia Celebi descria astfel cetatea Ineului. Este o cetate în formă pătrată, așezată pe malul râului Criș, are bastioane mici de piatră, fiecare are câte 10 turnuri, iar în fiecare din ele încap 1000 de oameni. Orașul din jurul cetății are 800 de case. Pentru istoria românilor, cetatea Ineului rămâne extrem de importantă pentru că în perioada Revoluției de la 1848, aici a fost un mare centru al mișcării naționale românești. Pornim la drum spre Aiud. Atestat documentar la 1293, Aiudul devine la 1415 oraș. În mijlocul acestui oraș se păstrează una dintre cele mai vechi cetăți urbane din Transilvania și anume cetatea Aiudului. Cetatea Aiudului este una din puținele ansambluri medievale păstrate aproape intact în aceeași formă din Evul Mediu. Cunoscută și ca biserică fortificată, este de fapt un complex arhitectonic care adăpostește în zidurile de incintă, turnurile de apărare, castelul Bethlen, biserica reformată, biserica evanghelică, precum și casele parohiale. Pe acest loc, cercetările arheologice au relevat existența unei așezări daco-romane din secolul II, peste care ulterior a fost înălțată o fortificație de pământ. Peste această fortificație a fost ridicată cetatea în două faze. În prima fază, cetatea era de fapt o biserică fortificată similară multor altor biserici fortificate transilvanene. A doua fază de construcție a cetății Aiudului a avut loc în perioada secolelor 16-17. Forma actuală a cetății a fost definită în cea de-a doua fază de construcție când zidurile au fost extinse. Acestea sunt construite din piatră de carieră sau bolovani de râu legați cu mortar, având o grosime de 1,5 metri și înălțimea de 7-8 metri. Cetatea a fost întărită cu turnuri atribuite diverselor bresle meșteșugărești care le întrețineau și al căror nume îl purtau. Inițial au existat 9 turnuri, astăzi Aiudul numărând doar 8 turnuri. Biserica reformată aparține comunității maghiare. Este construită în secolul 15, în stil gotic transilvanian și se impune prin uriașul turn Clopotniță. Din rândurile fiecărei bresle responsabile de turnuri se alegeau ofițerii de breaslă, comandanții militari ai cetății. Biserica evanghelică este mărturia vieții sașilor la Aiud. Datează din 1333, după cum rezultă dintr-o inscripție latină
găsită pe un contrafort exterior. Pe latura de nord a cetății se află Palatul Voievodal, care, începând cu 1612, a aparținut timp de 17 ani principelui ardelean Gabriel Bethlen. Azi, în palat, funcționează Muzeul de Istorie din Aiud. Locul este interesant de vizitat și datorită numeroaselor legende pe care le ascunde. Se zice că sub cetate sunt numeroase tuneluri. Numărul acestora nu este cunoscut, dar se spune că sunt deosebite ca dimensiune, permițând trecerea cu ușurință a unei căruțe cu cai. Lungimea acestor tuneluri ar fi, de asemenea, ieșită din comun. Unul dintre ele ar trece chiar pe sub râul Mureș. O adevărată relicvă este pentru noi cetatea de la Cisnădioara. O recunoaștem ca atare prin faptul că întâi înconjoară un monument romanic, adică un superb edificiu ridicat într-un stil care a murit în secolul al XIII-lea. Ajunși în comuna Cisnădioara, urcăm o potecă care se pierde în munte. După un sfert de oră de mers, se vede silueta maestuoasă a cetății. Cu ziduri de 6 metri înălțime, biserica fortificată Cisnădioara domină împrejurimile de la o înălțime de 50 de metri. Un act de donație din anul 1223 face prima atestare documentară a Cisnădioarei. Actul respectiv dovedește și că aici găsim cea mai veche bazilică romană, aceasta fiind donată mănăstirii cisterciene de la Cârța. Biserica aceasta are o incintă foarte simplă de piatră pe care nu vom regăsi elemente complicate de apărare, crenelaje sau turnuri numeroase, așa cum ne obișnim îndeofte să vedem la cetăți. Cetatea este un punct de atracție mai ales pentru străini. Foarte mulți nemți, dar și englezi, vin să vadă Bazilica Romană din inima Transilvaniei. Tot aici se află și monumentele soldaților germani și austro-ungari căzuți în primul război mondial, amplasate în interiorul bisericii în 1940. Ca orice construcție veche, de numele cetății sunt legate o seamă de legende. Cea mai interesantă dintre ele spune că soții care nu se mai înțelegeau și care voiau să divorțeze erau închiși într-o casă specială. Dacă nu se răzgândeau, ei erau lăsați să moară închiși în acea casă. Fiecare tânăr din localitate trebuia să-și demonstreze bărbăția urcând la loc în cetate unul dintre bolovanii rostogoliți odinioară din vârful cetății. Era o operațiune care semăna foarte bine cu cea lui Sisif, însă dacă ea nu se finaliza cu ridicarea pietrei în locul de unde a fost rostogolită, chestiunea bărbăției era în continuare pusă la îndoială. Mujna este unul dintre exemplele cele mai potrivite pentru a ilustra această evoluție de biserici fortificate. Tot patrimoniul ei medieval a fost inclus în centura de fortificații. Nu numai biserica, dar și o capelă medievală a devenit dintr-o dată o componentă de apărare prin supraînălțare și a devenit un turn de curtină. Mergem mai departe. Ajungem la Moșna, o localitate veche cât toată istoria sașilor din România. Prima atestare a localității este din anul 1289, atunci când un preot o pomenește în scrierile sale. Important de știut că aici, la Moșna, a trăit și locuit timp de 2 ani preotul Ștefan Ludwig Roth, unul dintre marii luptători revoluționari de la 1848. Roth, luteran sas, și-a închinat viața și destinul pentru egalitatea popoarelor din Ardeal. Foarte mulți dintre cei care vor veni
în acest spațiu își vor pune întrebarea firească de ce a fost necesară construirea unui asemenea monument, o biserică uriașă până la urmă. Datorită faptului că în acel moment era o concurență foarte mare între Moșna, Biertan și Mediaș pentru a deveni capitala administrativă a zonei. Așadar, fiecare dintre aceste localități căutau să realizeze lucruri mai speciale și în același timp să răspundă la o întrebare politică a Transilvaniei, și anume faptul cum se vor apăra dacă vor fi atacați de un dușman sau de altul. Biserica de la Moșna este un monument uriaș. Este una dintre cele mai mari biserici din zonă și a fost realizată în mai multe etape. Între 1485 și 1498 a fost ridicată biserica. După care, până în 1520, biserica este fortificată. Apoi au urmat alți 80 de ani până la 1600 pentru definitivarea zidurilor exterioare de apărare cu înălțimi de 9 metri. La Moșna există cel mai înalt turn al bisericilor fortificate rurale din Transilvania. Are o înălțime de 53 de metri și adăpostește clopote cu greutatea de 3 tone. Cel mai vechi dintre ele are aproape 500 de ani și este realizat pe la 1515. Tot în uriașul turn se mai găsesc și alte clopote cu sunete speciale care erau folosite pentru a anunța că localitatea este atacată. Până în 1533, Moșna a fost în competiție cu localitățile Mediaș și Biertan pentru a deveni reședință de scaun, dar titlul acesta a fost adjudecat în final de cetatea Mediașului. Emblema cetății era o pasăre, motiv pentru care s-a născut legenda care spune că satul a fost întemeiat de către Saș, acolo unde o pasăre le-ar fi indicat locul de stabilire a așezării Moșna. Turistul, după ce va încerca să descoperă prin toate cotloanele acestui loc o parte din secrete, urcă în turnul slăninii, unde poate gusta un pic de slănină, un pic de vin, țuică, brânză și alte produse ale locului, 100%, cum se spune acum, ecologice. În 1998, Moșna parcă reînvie. La 500 de ani de la construirea bisericii fortificate, este vizitată de prințul moștenitor al Marii Britanii, Charles. A fost primul loc pe care prințul Charles l-a vizitat în România. De aici a pornit drumul spre descoperirea Transilvaniei și a frumuseților ei, a bogățiilor, istoriilor și oamenilor locului de către prințul Charles. Și totuși, dacă ajungi la Moșna în județul Sibiu și vizitezi biserica fortificată, nu poți să pleci la drum mai departe fără să vezi și cele 5 case săsești, care fac parte dintr-un ecomuzeu regional, mai ales că într-una dintre ele există o cramă, în care găsești un vin pe care nu ai voie să-l ratezi. Periplul printre cetățile săsești continuă. De la Moșna, drumul te duce obligatoriu la Alma Viei, satul vecin. Cetatea de aici pare o soră mai mică a fortificației de la Moșna, dar în același timp tot la fel de frumoasă. La 1289, Alma Vii este pomenită în actul Heritus de Alma Sacerdotes și din el aflăm că localitatea depindea de capitulul de Mediaș, pentru ca un alt document de această dată din 1356 să o amintească drept comună liberă a scaunului de Mediaș. S-a aflat în această situație până în 1872, când a fost inclusă în județul Târnava Mare. Biserica săsească se află pe panta unui deal care domină comuna și datează de la începutul secolului al XIV-lea, mai precis din anul 1315, dar fortificația din jurul ei a fost ridicată aproape două secole mai târziu. Au fost construite ziduri groase de 1,5 metri, străjuite în cele 4 puncte cardinale de 4 turnuri. Unul dintre ele este considerat unic în Transilvania datorită marginilor sale rotunjite.
La începutul secolului al XVI-lea, biserica de mici dimensiuni a fost fortificată prin supraînălțarea corului cu două etaje de apărare, accesibile printr-o scară mobilă, ultimul susținut pe console de piatră profilate ce deschid între ele guri de smoală. Orga bisericii, construită în 1840, este amplasată la capătul de vest al sălii, prilej cu care a fost ridicată și o mică anexă care îi găzduiește foalele. Plecăm mai departe la drum, încântați de locurile pe care le-am văzut, dar povestea cavalerului călător nu s-a încheiat, pentru că mai trebuie să descoperim o ultimă bijuterie arhitecturală. Drumul nostru în căutare de povești și imagini cu cetăți vechi ajunge în Mediaș, aflat de altfel la doar 10 km de Moșna sau Alma Viei. Mediaș, una dintre cele mai vechi localități din România, are o poveste de peste 700 de ani, fiind pomenită într-un document oficial încă din anul 1267. Denumit la 1359 oraș, Mediașul, locul în care alternanța de stiluri arhitectonice se revarsă blând peste vizitator, își păstrează cu demnitate și eleganță imaginea unei vechi cetăți prin care parcă zărești la tot pasul siluetele cavalerilor de odinioară. Trecutul istoric al burgului medieval din mijlocul României se reazămă în 19 turnuri și bastioane sau în ziduri multiseculare înalte de peste 7 metri și străbate cele 3 porți principale și 4 secundare de acces în vechea cetate. Biserica Sfânta Margareta deține un ansamblu valoros de picturi murale gotice, iar turnul are un ceas care indică fazele lunii. Această biserică este importantă și pentru că aici a fost închis domnitorul țării românești, Vlad Țepeș, în urma unui conflict cu regele Ungariei, Matia Corvinul. Centrul istoric al orașului Mediaș apare ca un muzeu în aer liber. Monumentele medievale din piața castelului sunt unice în Transilvania. Printre obiectivele turistice putem menționa turnul croitorilor, turnul trompeților, turnul clopotelor, casa Schuller, turnul pietrarilor, turnul fierarilor. Și aici, la Mediaș, cavalerul călător a descoperit repede că nu a pătruns într-o cetate oarecare și că, ascuns în spatele zidurilor vechi, drumul său este presărat cu tot felul de povești, legende și simboluri. Spre exemplu, fresca misterioasă de pe clădirea liceului Rot a lăsat de-a lungul vremii locul multor interpretări, de la mituri vechi, povești medievale până la simboluri ale unor societăți secrete. Se spune că oamenii din vechile timpuri prețuiau vinul alb, iar printre ei erau și cavalerii Mediașului. În semn de mare cinste au venerat această bogăție, cerând breslei aurarilor să șlefuiască 3 generoși struguri din aur. Doar ochii norocoșilor îi puteau zări la zile de mare sărbătoare. Strugurii de aur sunt pierduți în istorie, astăzi doar emblema orașului aduce aminte de ei. O ultimă legendă spune că Vlad Țepeș ar fi fost arestat și ținut în lanțuri la Mediaș, lanțuri pe care le și vezi prezentate în pasajul care duce din piața bisericii în piața mare. În realitate, detenția lui Vlad Țepeș ar fi fost un fel de domiciliu obligatoriu, dar de lux, la Mediaș, beneficiind de întreaga ospitalitate a regelui maghiar Matei Corvin, fiind privat doar de libertatea de mișcare. Povestea cetății Mediaș este departe de final, dar povestea cavalerului călător a ajuns la sfârșit. O poveste plină de descoperiri magice, de istorii și locuri fabuloase. O poveste care merită știută și spusă mai departe. Descoperirea cavalerismului provincial este doar o fărâmă din posibilitățile pe care le-am avea la îndemână. Un inventar făcut foarte aproximativ ne povestește că teritoriul acesta are probabil în jur de 1000 de fortificații de toate tipurile. Acestea fiecare ar trebui redescoperite și
Pentru fiecare dintre ele există o plăcere de a vedea ce nu este la alta.